Bună ziua și bine ați venit alături de mine în bucătărie. Pentru astăzi vă propun să pregătim o gustare sănătoasă sau un desert. Eu, pentru Raul, spun desert oricărei gustări care conține ceva dulce, ceva dulce însemnând fructe sau maxim ceva îndulcitor natural. Așadar, astăzi voi pregăti un fel de terci la cuptor. Terciul meu va fi îndulcit cu banană. Voi folosi ca și fructe merișor, stafide și afine. Iar pe lângă acestea voi folosi și nucă românească. Haideți să vă arăt despre ce este vorba. Am aici 300 ml lapte de ovăz, 200 de grame de fulgi de orz și secară. Am pus aproximativ jumătate din fiecare, 60 de grame merișor și stafide, 100 de grame nucă românească, aici afine, asta așa după cum, nu știu, vreo 2 pungi de afine sau poate mai mult, o lingură rasă de carob și o banană. Pentru început voi pune laptele peste fulgi și până când am să mă ocup de celelalte ingrediente, am să las așa laptele în fulgi. Bun, voi strecura stafidele, merișorul și nuca, acestea le-am hidratat în apă. Acum voi strecura și le voi mai spăla sub jetul de apă. Între timp am strecurat astea ce v-am spus, da, merișor, stafide și nucă. Am zdrobit puțin nuca cu mojarul și pistilul. Acum voi adăuga toate ingredientele peste acești fulgi care sunt înmuiați în lapte. Banana am zdrobit-o cu furculița. Așa. Carobul. Voi amesteca bine. Și acum voi adăuga și afinele, se poate folosi orice alt fruct doriți. Așa. Puteți adăugați scorțișoară, vanilie, ce anume doriți, ce anume vă place. Eu m-am rezumat la carob ca și condiment, praf sau cum să-i spun. Se pot folosi orice fel de fulgi. Da, se poate folosi orice lapte. În locul bananei puteți să puneți îndulcitor natural, ce doriți. Așa. Am ales acest vas de copt. Nu este suficient pentru cantitatea pe care eu am pregătit-o, dar ăsta mi este la îndemână și altul de acest fel mai mare nu am. Așa că eu voi pregăti acest preparat de două ori, da, să-l dau de două ori la cuptor. Am uns puțin pereții vasului cu ulei de cocos extra virgin presat la rece și de asta nu pun acum foaie de copt. Se poate tapeta cu foaie de copt. Eu am ales să fac așa. Așa arată. Am să dau acum tava aceasta la cuptor pentru cam 30 de minute la 180 de grade, încălzire de sus și de jos. Revin să vă arăt cum iese după ce îl scot din cuptor. Așa arată terciul meu. Este foarte, foarte delicios. Se poate tăia și sub formă de batoane după ce se răcește. Din cantitatea preparată de către mine au ieșit asemenea două bucăți. Sper că vă place ideea mea de terci gătit la cuptor sau batoane sau cum vreți să le spuneți. Este o gustare foarte sănătoasă, poate fi oferit și ca desert. Dacă vă place, vă rog frumos să-mi apreciați filmulețul dându-mi un like, să vă abonați la canalul meu de YouTube și să aprindeți clopoțelul pentru a primi de fiecare dată notificare când încărcăm un filmuleț pe canal. Să aveți copilași sănătoși și mâncăcioși, o zi bună, la revedere!